Accidentul rutier s-a produs sâmbătă, la câteva minute înainte de miezul nopții, pe drumul național 29 la Dumbrăveni. La volanul mașinii se afla un bărbat de 37 de ani din Salcea, care într-o curbă ușoară la dreapta a pierdut controlul asupra autovehiculului, a intrat pe contrasens și s-a oprit în șanțul de scurgere a apei pluviale, unde s-a răsturnat. La o primă analiză, în urma accidentului, au fost două victime rănite ușor, șoferul și un pasager în vârstă de 24 de ani, amândoi din Salcea. Însă, în urma cercetărilor, polițiștii au stabilit și faptul că în autoturism s-a mai aflat un tânăr de 27 de ani, tot din Salcea, care a fost găsit ulterior la aproximativ 30-35 de metri de locul producerii accidentului, în vegetația din șanț și aflat în stare gravă. El a ajuns la spitalul județean Suceava în comă cu politraumatism și o fractură deschisă de femur. Conform procedurii, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost pozitiv. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,87 mg per litru alcool pur în aerul expirat, ceea ce înseamnă aproximativ dublu în sânge. El va fi acum cercetat penal.